Bine, v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. O să este, cred că al patrulea, să zic așa, episod de Minecraft, pentru că cele data trecută e al treilea, pentru că am mai filmat în trecut Minecraft. Ce drăguț! Și am început o mapă nouă. Salut! Tipul ăsta e bun. Are doi puiuți. Gata, l-am rezolvat. Bun. Are doi puiuți. Ok. B. Așa. Bun. Și vreau să vă zic că o să începem o mapă nouă. Și de data aceasta o să facem ceva mai special. Fac de obicei YouTube-ul. O să facem o chestie cu peretele abonaților. Știu, cred că ați mai auzit. Sigur ați mai auzit. Dacă nu, o să vedeți. Și peretele abonaților. Astăzi nu știu dacă punem pe perete, dar vă zic ce să faceți ca să ajungeți pe peretele abonaților. Primul, să dați like. Al doilea, să vă abonați. Da. Și să scrieți comentarii cum a făcut Cristi Hurduc. A scris hashtag squadul luminii, ceva de genul. Asta îmi place. Deci vreau să văd asta în comentarii și vă pun pe peretele abonaților. Ok, nu știu dacă astăzi facem peretele abonaților, că am mulți abonați care să-i pun. Bine, dar extrem de mulți, uite, 1000 de milioane de... Nu, dacă... Dacă am câțiva abonați care... Na, nu știu cum să-i pun pe toți pe peretele abonaților, știți ce zic? Bun. Și o să luăm lemn aici, tăiem copaci. O să tăiem copaci cu mâna goală, pentru că suntem mai romeni, știi? Și rupem copacul, știi? Înțelegi? Părinții îmi spuneau când eram mic să mănânc sfeclă, că mie nu-mi plăcea sfeclă când eram mic. Și nu e de parcă acum îmi place, dar da. Să mănânc sfeclă, deci că o să mă fac Iron Man. Aș vrea eu. Da, slăbuț. Ok. Și o să ne ducem și la minat în episodul de astăzi. În episodul trecut nu ne-am dus la minat, deci ne trebuie și minereuri. Că ne trebuie furnace. Ok. Și luăm aici lemn. Lemn cât se poate de mult. Și noi revenim când am luat tot lemnul. Cred că vi s-a blocat. Am uitat că dacă pun pauză cu acest de-asta, se blochează. Ok. Na, nu contează. Oricum, avem de ajuns lemne. Adică un stack sigur avem, vedeți? Aproape două stack-uri. Ce vreau să fac un buton. Put! Ok, o să-mi fac prima dată niște bețe și un târnăcop. Apoi o lopată. Apoi un topor, apoi o să avem și cam atât până acum. Ok. Și deja săpăm. Adică, da, serios, multe să mai săpăm. E direct, m-a apucat de treabă. Știi? Dar stai puțin. Să pun eu ceva aici. Deci, game, show coordinates.
Să vedem când ajungem la gradul 13, pe acolo este diamantul. Serios vorbind, chiar mereu când mă duc la gradul 13, bine, nu neapărat la 13, eu găsesc mai mult la 11, dar 13 în apropiere, știți ce zic? Dar știi care-i faza? Că eu nu am torțe. Dar imediat acum fac niște torțe, vreau să iau puțină piatră și poate găsesc și col, cine știe. Poate, nu e sigur. Dacă nu găsesc col, îmi iau eu. Îl fac eu, direct, știți? Adică pot să fac din scoarța unui copac. Știți că se poate, da, da, da. Că sunteți inteligenți. Știți de asta. Am doar 4. Ah, mai trebuie 4, ok. Ok, ok. Deja nu se mai vede nimic. 5 pietre, 6 pietre, 7 pietre, 8, 8 presupun, sau nu? Nu mai văd nimic! Și poate să se spawneze un mob, mulțumesc. Nu știu câte pietre, poate am, poate văd acum că am doar 7 și pentru un... Furnace îmi trebuie 8. Oh, bine, boss! Hai, dăm și mâie. Dăm și mie. Un crafting. Ia. Bum, 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 bum. Bum. Cât? Și acum punem scoarța copacului și lemn. Și se face charcoal. Adică un fel de col, știi? Da. Dar că este mai, cum să zic, mai puternic, să zic așa. Dar nu, n-are nicio legătură. Doar că arată altfel. Get, do. Ok, deci mai avem de făcut să mai facă 2 și am terminat. Punem cărcul. Get. Venim la crafting. Crafting. Și mai facem niște bețe. Ok. Bun. Băi. Prietenul meu. Gat. 16 tot. Mamă, acum mi se... Da, vede. Până acum nu mi-a arătat nimic, până să fiu. Știi? Hai. Ok. Și facem așa până ajungem la gradul 13. Uitați-vă acolo în stânga, primul, deci primul este 24 și ăla trebuie să ne uităm, 23. Restul nu sunt importante acum. Deja aud niște engine. Păi engine.
Gradul 17, nice. Dar mi s-a adus. Nice. Îmi fac un crafting table și îl pun aici. Ah, perfect. Evident. Bun. Știi ce puteam să fac? Un tânăcod de piatră, adică, na. Nice. Ok, am găsit coal. Da, dar par până mâine aici. De-abia la gradul 15 am găsit și eu coal. Dar să nu se spawneze acum ceva, că am încurcat. Zice că luăm așa în jos. Be. Stai, bă, ce? Tocmai m-am luat prost. Ăla cu 15, 13, ăla nu este un gradu. What? Atunci ce este, frate? Tocmai am încurcat. Ăla din mijloc e ăla care m-a dus în jos. Dar what? Sunt la, de-abia la gradul 31. Ok, deci ăsta trebuie să-l iau cu pickaxe de iron. Nu mai ai cum am eu la biză cu ei. Get! Am rezolvat problema. Dar încă mai e apă, pentru că da. Nu, nu se poate, e imposibil. Mă lași, lasă-mă cu Dunărea ta de aici. Lasă-mă. Lasă-mă. Să trăiesc. Da, perfect. I-a stricat și cântecă, uite iron. Stai puțin că trebuie o sabie. Trebuie sabia. Hâț, bag rea aici. Bam. Gata, boss, ești praf. Get. Nici nu m-a atins eu spre șmeche. Nu, bă, băi, ce prost sunt. Au niște scheleți și de-astea. Bă, da. Lasă-mi sabie aici. Nice. Nu, n-ai cum. Nu, la de n-ai. Nu mai ai. Hâț, gat. Ok, e rip, nu mai avem torțe, dar mai avem o crafting table și pot să mai fac. De aici, nice.
Încă patru. Mai pot să fac unele. Adică nu mă ține nimeni. Iron. Și mai luăm col dacă e. Ok, n-o să-l luăm pe tot, pentru că e prea mult, ok? Și oricum avem destul. O spui Jean-Jean și aud. Oh, am auzit pe Jean-Jean-ul ăla. Mă bate? Mă bate, pentru că e prost. Ha, mă, vină. Te bască cel mai bun. Uți, uți, nici nu mă atingi. Fraier. Nici nu mă atingi, ești nebun? Pentru că e un fraier. Ce caută experiențul ăla? A, bă, dă-mi-l! Ce faci, mă, acolo? Mi-a intrat în față. Yes! De ce nu dispare ăsta? Sta, bă, la tine acasă, nu ai urmări. Bă, ăsta vine prea repede, ești de bun. Hai, că o să mă urmărească chestia asta. De ce îmi faci asta? Ok. Și acum cum scap de asta? Ce e asta? Please. Este experiență, dar ce naiba? Cum scap de experiența asta acum? Oh my god. Numai pe mine. Mamă, ce mă enervează! La culme! Cred că mi s-a bugulit și acum. Nu te cred. Trebuie să-i dau 7 cut. Cred? Nu știu, că eu nu prea suport pe neagică ăsta. Ok. Oh, aici am venit. Nice. Chiar vreau să mă întorc. L-am luat în sfârșit. Nice. Experiența aia am luat-o în sfârșit. Deci era un bug, ceva. Au. Ok, unde este ieșirea? Oricum pot să ies pe oriunde, pentru că nu m-am venit dintr-un loc, să zicem, de acasă, să zicem. N-am venit de acasă. Dar uite că am găsit oricum. A, bă, lasă-mă să mă ies așa. Dar este noapte afară? Nu. Într-un fel. Cred că e dimineața acum. Da, e dimineața. Yay, ce frumos e afară. Nice. Și
Tu mai am experiența aia după mine? Nice, ok. Mamă, trebuie să pun la prăjit. Și acum, hai să facem un peretele abonaților. Bun. De trei blocuri, uite așa, deci stai să vezi. Echile o partie, dar trebuie mâncare, asta e problema. Dar noi facem peretele abonaților, știi? Nu ne trebuie mâncare și facem peretele abonaților. Deci, 3. 3 pe 3, știi? Na, 3 pe 3, doar 2, să zic așa. Ești, stai, boss. Unu, doi, trei, da, deci ăsta îl scot. Scot. Momentan atât o să am. Doar 3 pe 3. Și hâț! Perete. Bun. Bâț. Deci o să punem 4 abonați. Ce mai arată 3 dacă eu am... Da, pentru că poate, pentru că nu pot să fac mai mult. Tot 3. Stai. 1. Hai, stai. Am de 3. Ok, 6. Ok, nu trebuia să fac atâtea. Bine. Bun. Mai întâi o să-l punem pe... Dacă îmi dă așa. Pe Cristi. Hurdu. Foarte bine, ai ajuns pe peretele abonaților. Apoi o să-l punem, evident, pe un abonat, un prieten chiar cu mine. Bobo Lupul. Foarte bine, Bobo, ai ajuns pe peretele abonaților. Ok, stai. Creepstar. Nu cred că o să-l găsit, dar... dar... Și tu o să ajungi pe peretele abonaților. Creepstar, știi de cine zic. Este cel mai bun prieten al meu. Și cam ăștia sunt, cred, momentan. Sau pot să-l pun și pe... oare? Da, pentru episodul viitor o să-l punem și pe celălalt, dar va fi secret. Și noi ne revedem data viitoare, like, subscribe și pa, pa!